Stimați telespectatori, bună seara și bun găsit într-o nouă ediție a emisiunii Dor și Plai Moldovenesc. Sunt Diana Andrei și, bineînțeles, ca de fiecare dată, sunt bucuroasă să fiu în casele dumneavoastră și în această seară. Ei bine, cum deja bine știți, și în această seară v-am adus invitați pe măsură. În prima parte a emisiunii noastre, bineînțeles că am adus trei domnișoare deosebite. Pe una din ele cred că deja o cunoașteți foarte bine, pentru că ea a mai fost la noi. Este vorba despre Amalia Năstase, un nume predestinat succesului, dacă îmi permit să spun așa, însă de această dată în folclor. Prin urmare, în această seară am să încep un pic atipic, pentru că începeam prezentările din partea aceea, dar de această dată o să încep din partea dreaptă. Bună seara, Amalia, și bine ai revenit la noi! Bună seara și bine v-am regăsit! Sper că nu ești emoționată, pentru că știu că tu de fiecare dată vii așa cu un vibe pozitiv, ești liniștită, ești calmă și ne transmiți și nouă aceeași stare. Ei bine, tu nu ai venit singură în această seară, ci ai venit însoțită de o consăteancă de-a ta, care a fost la noi data trecută, te-a susținut așa din spatele camerelor, iar de această dată a venit chiar ea însăși să ne cânte și să ne încânte. Este vorba despre Miruna Spânu, care îi spune bună seara și bine ai venit la noi! Bună seara și bine v-am găsit! Ar fi trebuit să spun bună seara și bine ai revenit, pentru că tu cunoști foarte bine platoul nostru, știi cam cum decurg lucrurile aici, însă de această dată ești chiar tu invitată. Cu siguranță ți-ai dorit foarte mult acest lucru, mai ales când data trecută ai văzut-o pe Amalia alături de noi, cu siguranță ți-ai dorit și tu să fii prezentă, iată, în platoul nostru. Da. Iar lângă tine se află o domnișoară superbă pe care mă bucur să o cunosc în această seară. Este vorba despre Alexandra Bulancea, căreia de asemenea vreau să-i spun bună seara și bine ai venit la noi. Pe Alexandra cu siguranță o cunoașteți de asemenea foarte bine, pentru că ea a participat la un concurs de mare anvergură difuzat de televiziunea națională. Acolo a fost remarcată de un juriu onorant, dar despre toate aceste lucruri ne va spune ea în minutele următoare mai multe detalii. Bună seara, Alexandra, și bine ai venit la noi! Bună seara și bine v-am găsit! Vă mulțumesc pentru invitație! Cu mult drag! Prin urmare, dacă am început salutările din partea dreaptă, de această dată poveștile vreau să le începem din cealaltă parte. Paralel cu mine se află Alexandra Bulancea. Așa cum spuneam, Alexandra, tu ai fost protagonista unui concurs foarte important, un concurs la care aspiră foarte mulți tineri debutanți. Ai avut șansa să te afirmi în fața unui juriu inedit până la urma urmei, căci despre asta este vorba. Spune-ne cum a fost acea experiență și cum anume te-a marcat pe tine ca să fii ceea ce ești astăzi. Mi-am dorit de la primul sezon Vedeta Populară, că despre această emisiune este vorba, să ajung acolo și n-am avut niciodată curaj să mă înscriu, să merg la preselecții și anul trecut, la insistențele părinților și prietenilor, am spus să încerc. Și am fost aleasă, am trecut în etapa televizată, m-am prezentat cu zero șanse de reușită, așa credeam eu, și am ajuns la baraj pentru cine va ajunge în semifinală. Nu am ajuns în semifinală, dar am ajuns acasă cu un bagaj foarte mare de, cum să spun, cunoștințe și cu o experiență. O experiență, da. Asta este inedită. Iar odată cu difuzarea emisiunii la televizor, viața cumva mi s-a schimbat așa, într-o oarecare măsură, în bine. Am început să primesc foarte multe mesaje de la persoane pe care nu le cunoșteam. Așa am mai ajuns în diferite platouri de televiziune și cred că implicit astăzi aici și, nu știu, e o experiență foarte frumoasă pentru cei care nu au încercat încă sau nu cred în puterile lor, măcar mergeți. Nu e nimeni să vă vadă la preselecții ca să râdă de voi că n-ați trecut mai departe. Nu știe nimeni și... De ce nu? Nu se știe care este șansa lor. Să înțeleg că tu ai avut mai multe tentative de a te înscrie, dar acestea cumva s-au pierdut pe drum. Care a fost motivul pentru care ai ezitat de atâtea ori? Eu am fost motivul, pentru că niciodată nu am destulă încredere în mine. Așa că o au alții și de fiecare dată când mi s-a spus, am spus că dacă
persoana de lângă mine spune, să încerc, nu știu, dar poate el vede în mine ceva ce nu, eu nu văd. Și atunci așa m-am înscris. Și așa s-a întâmplat cu foarte multe concursuri sau nu doar cu acesta. Până să ajungi la acest concurs deosebit de important, spune-ne câteva cuvinte despre cariera ta artistică de până în prezent. Cum anume și prin intermediul cărei persoane ți-ai pus tu bazele muzicii populare? Cred că ar fi mai multe persoane. Mie mi-a plăcut muzica de mic copil. Am încercat să o împletesc frumos cu celelalte pasiuni. Pictura, compusul de... scriu poezii, texte. De mic îmi doream să fiu actriță, de exemplu. Și am avut norocul unui primar pe care cu această ocazie îl salut, domnul Ionel Lungu, acolo la Ierbiceni, a făcut niște lucruri minunate și încă face. El a pus bazele unui ansamblu, Bahluiețu. Eu am făcut parte din grupul vocal și am fost și solistă. Cu dumnealui am început așa să pășim în lumea muzicii populare, era doar un vis. Ne-a sprijinit, am făcut canto prima dată cu doamna Claudia Martinică, o doamnă minunată de asemenea. După aceea, dacă mi-amintesc bine, am făcut cu regretatul domn Cătălin Pop de la Palatul Copiilor. Ulterior am făcut cu domnul Veaceslav Bânzari o perioadă bună de timp, ne-a învățat foarte multe chiar. Dumnealui era și coordonator al acelui ansamblu pe care l-ai menționat ceva mai devreme, da. După dumnealui a venit domnișoara Ana Maria Babi, pe care la fel o salutăm. Și în prezent sunt autodidact. Trebuie să menționăm faptul că tu ești student în anul al treilea la Universitatea de Arte George Enescu din Iași. La ce secție? Canto clasic. Canto clasic. Te ajută canto clasic în ceea ce privește canto popular? Vorbim totuși despre două, n-aș spune extreme, dar sunt două secțiuni diferite care presupun, probabil, spun din... Da. Postura în care mă aflu, două secții care cer tehnici diferite. Așa este. De exemplu, la concursul televizat la care am fost, mi s-a spus că mi se văd prea mult influențele de canto clasic. Iar la facultate, doamna mea de canto îmi spune că fac melisme ca la popular. Este un fel, e greu să le împletești și pentru că eu asta vreau să fac, să le fac pe amândouă în paralel. Dar se mai scapă câte... Mai pătrund una în cealaltă, da. Este destul de greu să renunți cumva la ceea ce ai învățat în facultate și să pui, de fapt, în practică muzica populară românească așa cum o regăsim, cum a fost, de fapt, ea din bătrâni. De asemenea, vreau să te întreb... Profesorii de la facultate, în momentul în care ți-au urmărit prestația în cadrul acelui concurs... Au fost mândri de tine? Ce sfaturi ai primit? Ce încurajări? Ce critici, poate? Da. Chiar doi dintre ei, sau oricum, au fost câțiva, nu mă așteptam, inclusiv doamna mea de canto, au spus că s-au bucurat, au primit și ei telefoane, că nu se uitau și vezi că eleva ta e la TV, de pe TVR1 și mi-au spus doar lucruri de bine, adică nu mi-au spus să renunț la populară, doar să am grijă cum cânt și... Adică am avut susținerea lor, chiar un domn profesor, tot de canto din facultate, mi-a pus o vorbă bună, ca să spun așa mai departe, și prin intermediul lui am ajuns într-o emisiune TV, adică m-au sprijinit, nu, din contră, nu mi-au spus să renunț la populară, că mă afectează cum s-ar crede. Am înțeles. Deci, cu alte cuvinte, în afară de ceea ce încearcă ei să te învețe la facultate, au încercat să contribuie și la promovarea ta. Au considerat că ești un artist care merită să fie încurajat și faptul că ei au încercat să te facă cunoscută, să te aducă în fața publicului, înseamnă că, de fapt, încrederea lor în tine este una maximă. Așa este și mă bucur de spus. Alexandra, tu ai și o piesă deosebită de frumoasă pe care eu am ascultat-o, o vor asculta și cei de acasă în minutele care urmează. Câteva cuvinte despre această piesă. Cred că este o piesă nouă pe care tu o ai de curând. Este, de fapt, prima. Prima piesă. Da. De foarte mult timp m-am gândit eu așa, cum
ce să fie, adică despre ce să fie prima mea piesă. Și am scris versurile, apoi m-am gândit la o melodie, am mers zi de zi la facultate când aveam pian acasă și am încercat eu să încropesc acolo o linie melodică, nu prea le am așa, dar adică cu inspirația da, dar cu scrisul partiturilor nu. Și atunci am apelat la un profesionist care m-a ajutat și mi-a dat ideile mele contur și astfel a luat naștere Ținem Doamne Dragostea. Prin urmare, cine este persoana care te-a ajutat cu partea de linie melodică? Da, domnul Răzvan Mitoceanu, dirijorul orchestrei Ciprian Porumbescu din Suceava. Iar pe partea de text, bănuiesc că tu ai fost da. Autoarea, că cine spune ceva mai devreme că ești pasionată și de latura aceasta a literaturii, dacă putem spune așa, prin compunerea de texte, de poezii, ceea ce te inspiră pe tine. Ei bine, Alexandra, vrem să ascultăm această piesă minunată în această seară la noi la Dor și Plai Moldovenesc. Este, de fapt, valoarea pe care tu ne-ai adus-o în această seară și piesa pe care vrem să o ascultăm cu toții. Prin urmare, dragi telespectatori, ne pregătim să ascultăm pe Alexandra Bulangea, dar înainte de toate vreau să vă reamintesc numărul de telefon la care ne puteți suna pentru a intra în legătură directă cu noi. Așadar, 0332 711 222 este numărul pe care îl puteți utiliza pentru a intra în legătură directă cu noi și cu invitatele mele din această seară. De asemenea, suntem live și pe Facebook, pe pagina noastră Dor și Plai Moldovenesc, unde așteptăm cu drag mesajele dumneavoastră. Prin urmare, prima piesă din această seară îi aparține Alexandrei Bulancea și se numește Ținem Doamne Dragostea. Ascultăm și ne întoarcem. Dragostea și ne-o purtăm, cu credință o păstrăm mai, mulțumind lui Dumnezeu că ne-a ajutat mereu. Of, mai dor, deși ești greu pus la suflet să luăm.
Așadar, dragi telespectatori, o piesă deosebit de reușită, aș spune eu. Mai spunem că această piesă are și un videoclip foarte, foarte frumos pe care noi îl vom difuza pe parcursul emisiunilor ce vor urma aici la Dor și Play Moldovenesc. Prin urmare, Alexandra, vreau să te felicit din toată inima pentru acest material, un prim material, un prim pas făcut cu succes. Mulțumesc din suflet! Avem și câteva mesaje pentru tine. Avem de la Florin Ursu, care ne spune bună seara. Fanny Apetre, de asemenea, ne spune bună seara. Camelia Minea, bună seara, lume frumoasă. Mihaela Gabriela Comandaru, o voce extraordinară, Alexandra Bulancea. Andrei Năstase, Maria Comandaru și Alexandru Brânză ne transmit inimioare. Mirela Minea, la fel, ne salută. Și de la Marinela Sava, foarte frumos, felicitări. Dănuț Văleanu, felicitări. Mirela Minea, foarte frumos. Cătălina Văleanu, felicitări, Alexandra, te iubim. Și de la Mihaela Gabriela Comandaru, felicitări, draga noastră, Alexandra Bulancea. Prin urmare, așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră în această seară și mergem și la cea de-a doua invitată pe care o avem în această seară alături de noi, Miruna Spânu. Am prezentat-o în debutul emisiunii. Acum însă vreau să discutăm un pic cu tine, Miruna, și să te întreb de unde a pornit pasiunea pentru muzică. Ce anume te-a inspirat? Mie de mică mi-a plăcut să cânt și acum câțiva ani am aflat că în Răducănii se face canto popular și când am auzit m-am înscris și cu timpul am ajuns la doamna Claudia Martinică. Am înțeles. Cam cât timp ar fi de atunci? De câți ani cânti tu, practic? Sau de cât timp? Câte luni, dacă e mai puțin de una? Îți amintești? Cam un an, jumate, cam, cam așa. Un an și jumătate. Și în acest timp, câte piese ai reușit să imprimi? Să înregistrezi. Da, exact, să înregistrezi. Păi, la doamna Claudia am înregistrat 2 și la domnul Mantale tot 2. Deci, în total, ai 4 piese pe care tu le-ai înregistrate până în acest moment. Da. Vreau să te întreb dacă ai reușit să-ți faci și o piesă proprie, poate. Un material... Încă nu. Dar dacă spui că ne pregătești surprize în anul care tocmai, iată, îl întâmpinăm și ne bucurăm de el, sperăm să fie unul prosper pentru toată lumea. Sperăm ca până la finalul acestui an să vedem și o piesă proprie, da? Da. Bun. În cazul acesta, Miruna, eu propun să o ascultăm și pe Amalia Năstase, pentru că ea deja are o piesă nouă. În schimb, piesa nouă va fi spre finalul emisiunii. Ne vei cânta Am umblat printre străini. Până să mergi să ne cânți, vreau să te întreb cui aparține această piesă. Doamnei mele profesoare de canto popular, Claudia Martinică. De asemenea, vreau să te întreb dacă ai reușit să înregistrezi piesa noi sau ai planuri să înregistrezi? Sincer, încă nu am reușit să înregistrez. Am rămas tot cu aceleași melodie. Dar sper că după pandemia asta vom avea timp și din noi înregistrări. Tu ești elevă în clasa noua la liceul din Răducăneni, așa este? Da. Deci, cu siguranță, atenția ta se concentrează în primul rând pe școală, pentru că vorbim despre o etapă pe care tu trebuie să o depășești cu brio. Prin urmare, Amalia, vei fi următoarea care ne va cânta și încânta. Am umblat printre străini. Cu siguranță este o piesă pe care cei de acasă o vor aprecia foarte mult. Te rog să te pregătești să ne cânți, timp în care eu vă reamintesc numărul de telefon la care ne puteți suna, 0332711222. Așteptăm să intrați în legătură directă cu noi și să transmiteți gândurile dumneavoastră invitatelor mele din această seară, Alexandra Bulancea, Miruna Spână și Amalia Anastase, cea care ne va cânta chiar în momentele următoare.
departe de ai mei din sat, măi. Am umblat printre străini, ca floarea-ntre mărăsini, ca floarea-ntre mărăsini, măi. Din viață am lăsat, prin străini cât am umblat, o, Doamne, cât te-am îndurat, măi. Tinerețea, măi, să pot bănuții aduna, măi. De surori m-am îndepărtat și de frații eu am uitat, mi sufletul îndurerat, măi. Mi-am lăsat părinți cu dor și lacrimi în ochii lor, Doamne, nu mi-au fost ușor. Mi-a fost scrisă soarta grea, Doamne, s-o mai pot schimba, măi. Rău mă doare inima, nu mai plânge, maica mea, ai grijă de tăicuța, măi. Nu mai plânge, dumneata, că plânge și tăicuța, ce mi se rupe inima, măi. Mi-au fost ușor, măi. Mi-am pierdut tinerețea, să pot banii aduna, așa mi-au fost scrisă soarta, măi. Felicitări, draga noastră Amalia! Este o piesă cu un mesaj puternic, un mesaj emoționant, o piesă pe care noi o dedicăm tuturor celor care ne urmăresc de peste hotare, pentru că, da, avem și persoane care ne urmăresc din diaspora. Prin urmare, această piesă cred că se potrivește foarte bine, iar interpretarea Amaliei, bineînțeles, a fost una de excepție. Avem și mesaje de la cei care ne urmăresc în aceste momente. Și începem cu următorul mesaj de la Silviu Matache. Îți mulțumesc din suflet, te iubesc enorm de mult și mereu îmi aduci lacrimi de bucurie. Cred că este un mesaj pentru tine, Alexandra. Spune-ne tu despre cine este vorba. Este vorba despre viitorul meu soț. Deci avem și gânduri mărețe, da? Spune-ne mai multe dacă se poate, bineînțeles. Da, și eu îl iubesc. Voiam să vă întreb când ar urma să aibă fericitul eveniment. În toamna anului acesta. Deci lucrurile sunt... Dacă ne ajută, Doamne. Da, să sperăm că va fi totul în regulă. Voi, deci, v-ați plănuit, v-ați planificat totul minuțios. Da. Prin urmare, așteptăm petrecerea și, bineînțeles, așteptăm să te vedem mireasă. Și eu. Mergem mai departe și citim mesajul de pe care l-am primit de la Raluca Țucă. Felicitări, Alexandra Bulancea, ai o voce superbă. Mulțumesc. Carmen Cornici, bună seara, ce voce frumoasă, felicitări. Mulțumesc. Alexandra Gabriela Călugăru, ești minunată, draga mea, iar melodia pe măsură. Mulțumesc. Bodai Ștefan, felicitări. Tofan Andreea, te pup, Alexandra Bulancea. Iulian Mihai, felicitări. Bucătariu Ciornei Iulia, felicitări tuturor. Amalia, te îmbrățișăm. De la Teodorescu Daniela, felicitări, Alexandra, o voce frumoasă și un om cu suflet cald. Mulțumesc. Maria Daria Constantinescu, felicitări tuturor, vă îmbrățișez. Bucătariu Ciornei Iulia, felicitări tuturor, Amalia, te urmărim cu drag, te îmbrățișăm. Alexia Surpanu, felicitări, Andrei Năstase, felicitări, Laura Ciobănică, felicitări. Alex Păun, felicitări Amalia Năstase, mult succes în continuare. Andreea Ștefana, felicitări Amalia Năstase, te susținem. Elena Condur, felicitări Alexandra, bravo. Mulțumesc.
De la Vlad Mihai Matache, felicitări Alexandra, mult succes în continuare, sunt mai multe mesaje, le vom citi pe parcurs, pentru că și Miruna Spânu este nerăbdătoare să ne cânte în această seară. Piesa pe care tu ne-ai adus în această seară se numește Hora din Bătrâni, câteva cuvinte despre piesă și mergem să cântăm. Piesa este a lui doamna Claudia Martinică. Deci aparține doamnei tale profesoare, Claudia Martinică, pe care de altfel o salutăm dacă ne urmărește în aceste momente. Este una dintre cele patru piese pe care tu le ai momentan în repertoriu. Da. Zic să ne prindem în horă, să ne simțim bine și să te ascultăm. Așadar, te rog să te pregătești, Miruna, să ne încânți și să ne încânți în această seară. Noi continuăm seria mesajelor pe care am început să le citesc eu mai devreme, să vedem de la cine am mai primit. Avem de la Matache Mihaela, felicitări Alexandra, te iubește mami. Fermână. Marian Maxim, bună seara tuturor și felicitări pentru emisiune, vă mulțumesc tare mult. Matache Ștefan Liviu, Nora, te iubesc, iată că primim deja și de la soacra ta, da? Și socru. Și socru, da, într-adevăr, și socru. Da. Larisa Salcie, felicitări Miruna, iată Miruna, deja avem un mesaj și pentru tine, prin urmare zic să dăm drumul cântecului Miruna Spânu, Hora din Bătrâni. Hora asta-i horă mare din Slavoi, cum se joacă pe la noi, pe la români. Faceți ora roată, roată fiecare, haidați oameni cum câi mari sărbătoare. Batiți pasul înainte și-napoi, uite așa se joacă hora pe la noi. O juca de când-i lumea neamul meu, tot așa am învățat să joc și eu. Și hora asta-i hora mare, cum o joacă fiecare. Să-i întreagă, tragi cu ochiul la fetii n-o glumești, toată lumea pe la garduri îl grăiești. Joacă moșul cum nu joacă altun sat, asta-i horă din bătrânul de lăsat. Și mai sunt și-o strigătură ca la noi, batiți pasul ușurel doi câte doi. Și joacă moșul nu glumești, lumea toată îl grăiești. Pentru zi de sărbătoare la urechii mi-am pus flori de buzuioc. Hora asta să-mi aducă mult noroc. Bădișor cu pălării de sunt dragă, joacă-mă amu să vad o lume întreagă. Intră în horă lângă mine, nu sta loc. Jocul ăsta să-mi aducă mult noroc. Și hora asta-i horă mare, cum o joacă fiecare. Să faceți ora roată, roată, să mă învârș și eu odată. Uite, uite așa, măi. Felicitări, draga noastră, Miruna, să știi că am început să primim deja mesaje și pentru tine de la cei de acasă. Prin urmare, zic să dăm drumul citirii mesajelor. Avem de la Ana Doroftei, felicitări Alexandra Bulancea, deci revenim de fapt la Alexandra Bulancea, mulțumesc. După care urmează pentru Miruna. De la Andrei Năstase, felicitări, de la Florin Surpanu, felicitări Miruna. Ciobănică Laura, felicitări Miruna. Monica Vornicu, felicitări Miruna, ești un copil minunat. Mult succes pe mai departe. Bodai Ștefan, felicitări. Andreea Ștefana, felicitări. Alexia Surpanu, felicitări Miruna. Și de la Răzvan Scalinski, felicitări Miruna. De la Maria Comandaro din nou, un videoclip deosebit de frumos, Alexandra Bulancea. În această seară nu avem videoclipul, dar așa cum am promis, îl vom difuza pe parcursul emisiunilor ce vor urma. Și de la Alexandra Ulea, felicitări Alexandra Bulancea, ai o voce deosebită, te pup Diana și eu te pup și te îmbrățișez Alexandra și abia aștept să te revăd aici la noi la Dor și Plai moldovenesc.
Acum vreau să vorbim un pic și cu Amalia Anastase, pentru că sunt curioasă să văd cam cum merge treaba cu școala. Așa cum am zis, clasa nouă este o treaptă pe care trebuie să o depășești cu brio, trebuie să faci față tuturor provocărilor pe care le întâmpin, căci da, la clasa nouă, după cum bine știm, copiii sunt tentați să afle din ce în ce mai multe și să testeze cât mai multe experiențe inedite. Prin urmare, vreau să te întreb, Amalia, cum merg lucrurile la școală? Ai reușit să te acomodezi în noul colectiv? Da, ne-am acomodat toți foarte bine și chiar ne descurcăm și cu doamna dirigintă și noi, colegii între noi, comunicăm foarte frumos și chiar ne înțelegem, chiar dacă unii dintre noi nu ne-am cunoscut niciodată. Tocmai asta vorbeam înainte de emisiune cu Alexandra. Metoda aceasta de învățare online cumva este atipică pentru cei care am pășit într-o nouă treaptă a învățământului. Eu personal, fiind în primul an la master, nici eu nu prea îmi cunosc colegii. Dacă i-aș vedea pe stradă, cu siguranță, pe mulți dintre ei nu i-aș recunoaște, însă sperăm că lucrurile se vor îndrepta pe parcurs. Vreau să te întreb, de asemenea, cum reușești să mai vii și în Iași pentru orele de canto? Tu, voi două, de fapt, venind din Răducăneni, distanța este destul de mare. Veniți odată pe săptămână, cum procedați? Odată pe săptămână, când avem timp liber de două ori, sau odată la o săptămână, cum avem fiecare timp și cum poate și doamna noastră. Și pentru că sunt la liceu, învăț dimineața, am timp după amiază să mă duc la orele de canto, deci nu-i, acum pentru mine nu e așa o mare problemă. Dar cu siguranță tu îți faci timp și cu siguranță reușești să îmbini cele două laturi. Miruna, vreau să te întreb și pe tine, cum reușești să faci față studiului? Tu fiind la început, probabil că munca ta este dublă, pentru că vrei să reușești să ajungi la nivelul colegilor tăi pe care îi ai la Palatul Copiilor din Iași. Cam cât timp pe zi aloci tu studiului? Păi, tot așa, dimineața școală și după școală îmi fac temele și mă pot duce liniștită la canto. Dar acasă, propriu-zis, cam câte ore stai și studiezi piese, îți cauți melodii potrivite pentru tine? Păi, câteodată când sunt foarte ocupată cu temele și cu testele, o oră, și câteodată când chiar am timp, stau și trei. Uite, o să o întrebăm pe Alexandra Bulancea, ea fiind profesionistă în ale muzicii. Cam cât timp consideri tu că trebuie să petreacă un interpret debutant la început pentru studiu? Nu știu să dau un număr de ore, dar știu că cât mai mult timp. Știm că nu avem voie să forțăm vocea foarte mult, da, la început, de aceea voiam să ne spui așa un interval. Tu, de exemplu, cam cât de mult studiai la începuturile tale? Cu siguranță studiezi la fel de mult și acum, pentru că, de fapt, tu ești într-un permanent stadiu, da, de evoluție. La început cântam toată ziua. Acum, când îmi permite vocea. De exemplu, dacă sunt răgușită, nu am voie să cânt, pauză vocală și la prima răgușeală mică. Nu știu, să nu tragem de voce foarte mult, 2-3 ore pe zi. Eu spun că e perfect. La facultate vă învață cum să vă menajați vocea. Da. Ai putea să ne dai câteva sfaturi? De exemplu, eu foarte mult timp am consumat ceaiuri, lămâie și ghimbir. Doamna mea de canto în fiecare dimineață, dacă mă aude că fac, îmi spune o serie de remedii naturiste și le pun în practică. Ceai, ghimbir, lămâie, ceea ce știm și noi, probabil. Pauza vocală este de asemenea recomandată, mai ales atunci când nu este nevoie neapărat să cântăm. Și somnul, am auzit că ajută foarte mult la menajarea vocii și la menținerea ei până la urmă la standarde înalte. Așa este, pentru că atunci când dormim nu cântăm și atunci implicit vocea face repaus. Da. Da.
Mergem mai departe cu cântatul, pentru că în ceea ce privește teoria muzicală, cu siguranță Alexandra ne-i putea spune foarte multe, am putea ține chiar un curs. Dar nu aceasta este menirea în această seară la noi la Dorship Live Moldovenesc, ci să ne simțim bine și să cântăm. Iar următoarea care se pregătește de cântat este Amalia Anastase, Așa e omul cât trăiește, o piesă foarte cunoscută și aparține, ne spui tu, Amalia. Doamne, Adriana Ochișanu. Adriana Ochișanu, așa că te rog tare mult să te pregătești să ne cânți și cea de-a treia piesă din această seară. Între timp verificăm mesajele de la cei de acasă și desigur că ele au apărut. Avem de la Denisa Tudoran o emisiune deosebită, Te îmbrățișez cu dragă Diana, de la Diamescu Marius, felicitări Alexandra Bulancea. Mulțumesc! Deocamdată acestea au fost mesajele pe care le-am primit acum în ultimele momente, dar așteptăm să ne scrieți în continuare. Până atunci o ascultăm pe Amalia Anastase, Așa e omul cât trăiește. Așa-i omul că trăiește, tot adună bogății, tinerețea părăsăști, lăsând grijile pustii. Așa-i omul că trăiește, tot adună bogății, tinerețea părăsăști, lăsând grijile pustii. Doamne, ne-aș putea ani să-i opresc, tânăr aș fi o viață. Dar nu pot și azi, vreau să chefuiesc, să mă strângă badea-n brață. Lumii, draga mea, ia amintia și perzează nu găsești mâinii. Petrece cât poți, iubește și bea un pahar acum cu minii. La 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 la. Deci vremea ca nebuna, drag din lumii să trăiesc, și am iubit până acum, sunt la piept și prețuiesc. Deci vremea ca nebuna, drag din lumii să trăiesc, și am iubit până acum, sunt la piept și prețuiesc. Doamne, ne-aș putea ani să-i opresc, tânăr aș fi o viață. Dar nu pot și azi, vreau să chefuiesc, să mă strângă badea-n brață. Lumii, draga mea, ia amintia și pe zeas nu găsești mâinii. Petrește cât poți, iubește și bea un pahar acum cu minii. La 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 la. Nu vreau roca să-mi pară după nimic pe pământ, zi cu mine din vioară, la toată lumea să cânt. Nu vreau roca să-mi pară după nimic pe pământ, zi cu mine din vioară, la toată lumea să cânt. Doamne, ne-aș putea ani să-i opresc, tânăr aș fi o viață. Dar nu pot și azi, vreau să chefuiesc, să mă strângă badea-n brață. Lumii, draga mea, ia amintia și pe zeas nu găsești mâinii. Petrește cât poți, iubește și bea un pahar acum cu minii. La 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 la. La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la. Felicitări, Amalia! Am remarcat în vocea ta niște melisme care pe mine cel puțin m-au impresionat profund. Văd că și Alexandra este în asentiment cu mine. Ea fiind deja profesionistă ne poate confirma acest lucru. Mai avem câteva mesaje pe care le-am primit de curând. De la Andreea Lupu, felicitări Alexandra Bulancea. Mulțumesc. Teodora Crețu, mult succes. Teodora Crețu din nou, mult succes Amalia Năstase. Bodai Ștefan, felicitări Amalia. Andreea Ștefana, bravo Amalia Năstase, te iubim. Laura Ciobănică, felicitări Amalia. Alexia Surpanu, felicitări Amalia. Răzvan Scalinski, felicitări Amalia. Comandarul Gabriel, felicitări Alexandra. Alex Păun, bravo Amalia Năstase, ai o voce caldă și frumoasă. Ne pregătim să ascultăm acum pe Miruna Spânu, căci vrem să rămânem în continuare pe ritmuri de sârbă, iar piesa următoare se numește Sârba de la Iași, în interpretarea Mirunei Spânu. Să o ascultăm. Asta-i sârba moldovenilor, ram de ram, sârba sârbilor, uite așa să joacă de ușor, asta-i sârba gospodarilor. Asta-i sârba moldovenilor, ram de ram, sârba sârbilor, uite așa să joacă de ușor, asta-i sârba gospodarilor. Și din vârst o stică în loc, ram de ram, joacă mai cu foc, voi intra și leana în joc, zelotare din mijloc. Și din vârst o stică în loc, ram de ram, joacă mai cu foc, voi intra și leana în joc, zelotare din mijloc. Și din vârst o stică în loc, voi intra și leana în joc. Sârba de la Iași, cu trompeta și cu un tobaș, joși o săptămână în otelaș. Frunzuliță, vende de-a țăraș, ram, tire, ram, sârba de la Iași, cu trompeta și cu un tobaș, joși o săptămână în otelaș. Și niște iașu ca ghini, ram, tire, ram, ia ca ia ca așa, vin o țără lângă mine și apoi nu mai face de rușine. Asta-i sârba moldovenilor, ram, tire, ram, sârba sârbilor, uite așa să joacă de ușor, asta-i sârba gospodarilor. Frunză verde de-ar țaraș, sârba asta-i din Iași. Ram, nu mă mai opresc, mult îmi place și sârba s-o pornesc, dacă-mi pas cu voi mă potrijesc. Jocam chiar din mă prăpădesc, ram, tiri, ram, nu mă mai opresc, mult îmi place și sârba s-o pornesc, dacă-mi pas cu voi mă potrijesc. Joacă inimă-i costică, ram, tiri, ram, parcă ți-ar și frică și elea n-ai tinerică, sprită-nă și tare frumoșică. Asta-i sârba moldovenilor, ram, tiri, ram, sârba sârbilor, uite așa să joacă de ușor, asta-i sârba gospodarilor. Frunză verde de-ar țaraș, sârba asta-i de la Iași, asta-i sârba sârbilor, bravo, Miruna! Ne bucurăm că am ascultat încă o dată această piesă minunată, o piesă pe care o cântă foarte mulți elevi de ai doamnei profesoare Claudia Martinică. Felicitări! Avem un telefon pe care îl preluăm chiar acum și spunem alo, bună seara, vă ascultăm! Bună seara, vă ascultăm! Să știți că noi vă ascultăm și suntem nerăbdători să vedem ce vreți să ne transmiteți. Vă mulțumesc!
Spuneți, vă rog să dați televizorul puțin mai încet pentru a ne auzi doar în telefon. Da, acum l-am dat de tot. Acum vă ascultăm și vedem ce vreți să ne transmiteți. Da, vreau să transmit multă sănătate de la Fort Marcon. Da. Și vreau să transmit nepotului meu, Alin, soacrei mele de la Zvarici, Aneta Candalea, și cumnatului meu, Mihai Candalea, care împlinește frumoasă vârstă, amândoi împreună. La mulți ani și multă sănătate le dorim și noi celor pe care i-ați menționat ceva mai devreme, să dea Dumnezeu să fie sănătoși și să-și îndeplinească toate dorințele. Iar dumneavoastră vă mulțumim pentru că ați intrat în legătură directă cu noi. Vă mulțumesc, sărmâna! Și noi vă mulțumim, o seară frumoasă și numai bine. Dragile mele invitate, să știți că suntem așa pe final de emisiune, timpul s-a scurs foarte repede, cel puțin prima parte, căci noi vom reveni și în cea de-a doua parte, însă cu alți invitați. Așadar, înainte de a o asculta pe Amalia Năstase, care ne va cânta o bătută moldovenească, așa ca la Răducăneni, căci de acolo este ea, vreau să vă dau prilejul să faceți câteva urări pentru cei de acasă, câteva gânduri pe care voi să le vreți să le transmiteți oamenilor care ne-au scris, care ne-au sunat și cei care poate nu ne-au scris sau nu ne-au sunat, dar au fost aproape de voi. Începem cu tine, Alexandra. Eu le mulțumesc tuturor din suflet pentru susținerea acordată. Nu știu, îmi doresc ce îmi doresc și mie, le doresc și lor și numai bine. Miruna? Eu le mulțumesc prietenilor mei, părinților mei pentru încurajarea de la început și bunicilor. Și Amalia? Le mulțumesc prietenilor pentru că ei mi-au urat cele mai multe felicitări și doamnei Claudia Martinică și părinților. Părinților pentru susținerea necondiționată și așa cum v-am promis, pe final de primă parte ne va cânta Amalia Năstase. Piesa se numește Ista-i joc de gospodari. Amalia, te rog să te pregătești să ne cânti bătuta moldovenească pe care o așteptăm cu toții. Până se pregătește Amalia de cântat, pentru a nu rămâne cu mesajele necitite, încercăm să mai citim ultimele mesaje pe care le-am primit ceva mai devreme. Carmen Ștefana Bișog, te iubim. Roxana Ciobanu, felicitări și mult succes, îți dorim, Alexandra Bulancea. Ne mândrim cu tine, colectivul Clasei C te pupă și te îmbrățișează cu mult drag și dor. Mulțumesc! Dragile mele invitate, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine în această seară și vă las, dragi telespectatori, în compania Amaliei Năstase, iar noi vom reveni în cea de-a doua parte cu ceilalți invitați pe care i-am pregătit pentru dumneavoastră în această seară la Dor și Plai Moldovenesc. Rămâneți aproape de noi! Și uite așa cum e cu Marita, eram dridri.
mai apăsa, măi teram, dri, 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 da. Deata stânga legăna, măi teram, dri, 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 da. Și dacă mă uit mai bine, uit mă muca în voră vine. Cu o tătuca intră-n joc, cu eu când vor acum noroc, uite